dacă ni se pare acum că cea mai mare problema noastră este faptul că trebuie să stăm în casă, cea mai mare problema noastră va fi în momentul în care vom putea să ieșim din casă. Vom ieși din casă. Să vedem ce facem atunci, unde ne ducem, cine va mai avea unde să se ducă, câți vor mai avea locuri de muncă, câte lucruri vor mai fi așa cum le știam noi înainte de toate astea. Dar e bine să ne gândim la toate cât stăm în casă. Și uite, dacă un sportiv de performanță poate să stea acum în casă, cred că n-ar trebui să se mai plângă nimeni. O avem pe Sandra Izbaș alături de noi. Bună, Sandra! Ei, bună dimineața, vă pup! Ce vă faci? Pup, ce faceți? Cum e în carantină? Păi cum e la tine? La izolare! La izolare! Cum ești tu? Păi eu sunt bine. Îmi găsesc tot felul de lucruri de făcut. Mă bucur că m-au educat anii de sport și m-am învățat să-mi educ mintea în astfel de situații și încerc să trec peste această perioadă. Da. Nu ne așteptam ca anul 2020 să ne surprindă neplăcut, dar asta este. Da, corect, așa, ne pregăteam de olimpiadă și uite, facem olimpiada acasă. Da. Tu ce faci, nu știu, reușești să faci ceva exerciții acasă, că nu mai poți să faci facem, sport așa facem, cum făceai înainte. Cum să nu? Facem exerciții, avem o oră de mișcare în fiecare zi și mai convoc și pe alți prieteni de-ai mei și facem un programel pe care, ni l-am descărcat și îl facem online și ne ținem de treabă pentru că am spus că noi suntem optimiști în continuare și ne dorim ca la vară să arătăm produsul din carantină. Să ne antrenăm zilnic. Bine, trebuie să ne menținem și mintea pozitivă și să nu începem să numărăm acum zilele, cât am stat în carantină, cât mai am de stat și așa mai departe. E mult mai bine să o luăm așa, cum vine. Am mai trecut o zi, vedem ce am putut să facem și mergem mai departe. Corect. Ce să facem altceva? Să nu numărăm, dar de cât timp stai în izolare? Nu știu, că nu vreau să mă gândesc. Chiar nu știu, pe cuvânt. Și oricum eu mai am și activități. De exemplu, merg și la armată, pentru că noi în continuare muncim. Așa. Ies o dată pe săptămână la cumpărături și cumpăr doar cele necesare, nu îmi fac stocul pentru un an întreg. Da. Și mă bucur de aerul din grădină, mai ies un pic pe terasă, mă plimb în jurul casei, cam atât. Asta pot să fac în momentul de față. Știi că oamenii... Mă bucur de... Zi. Sandra, oamenii își descoperă acum tot felul de pasiuni, știi? Cât timp stau acasă, în izolare. Tu ai descoperit ceva, vreo pasiune nouă? O pasiune nouă am învățat, am învățat să fac TikTok-uri. Nu mă descurcam absolut deloc cu TikTok-ul și am zis, ia mă să învăț, dacă toată lumea face TikTok-uri, măcar acum mai îmi umplu acolo încă 2 ore din timpul meu. Să găsesc tot felul de chestii amuzante și să le distribui celor care mă urmăresc, ca să-i mai destind un pic. Asta pot să fac. Bine, citesc, de citit, fac curat în casă, spăl, îmi rearanjez hainele, reamenajez toată casa. Găsesc tot felul de lucruri de făcut doar ca să nu stau, să mă plictisesc, să mă năpădească anumite gânduri. Și reușesc să trec cu bine, zic eu. Da? Dar când îți vin gândurile alea, ce faci? Cum le alungi? Îmi mut gândul, pur și simplu. Mm-hmm. Spun că o să fie bine, că o să trecem peste, pentru că după ploaie este soarele, aștept să iasă soarele, nu neapărat cum este azi, că astăzi este foarte frumos, am văzut, m-am lămurit. Așa? Dar, nu știu, eu tot ceea ce îmi doresc este... Ca 30 de ani, ca anul ăsta fac 30 de ani, să-i fac alături de prietenii mei, alături de familie, să putem să ne îmbrățișăm, să putem să sărbătorim așa cum se sărbătorește în mod normal o zi de naștere. Asta e tot ceea ce îmi doresc. Am înțeles. Dar tu te-ai izolat singuric, așa? Păi sunt cu ai mei, cu părinții. Cu părinții, am înțeles. Da. Mă bucur, chiar mă bucur, pentru că și ei mă ajută și eu pot să-i ajut pe ei, suntem aproape. Nu ne atingem, păstrăm distanța și în casă, dar chiar mă bucur că sunt alături de ei și că această carantină devine mai ușoară.
Da, 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 așa este, așa este, da. Da. Mă bucur tare mult că ne-am auzit. Îți mulțumesc tare mult. Și eu mă bucur tare mult și voiam să punctez că mi-ar plăcea în continuare să facem astfel de emisiuni, pentru că mă scapă de drumul ăla până la voi. E mult mai ușor să montez aici camera și să stau. M-am pregătit repede, pac, pac, am intrat în direct cu voi. Vis, așa da? Îmi place. Da. Să o țineți tot așa, pentru că trebuie să oferim un exemplu pozitiv tuturor celor care stau acasă și să stea cât mai mult acasă ca să putem să depășim mult mai repede perioada asta. Să înțeleagă o dată. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și pentru mesaj. Pup. Te îmbrățișem cu drag. Vă pup și sănătate multă! Și la, eu! La fel și ție! Toate cele bune! Te pupăm!